Dacă vreți să luați doar o anumită porțiune dintr-o clădire, să o vizualizați. Tradițional, exista acel Shift F4 în care îți anima doar selecția. Aici, în versiunile mai noi, e și mai simplu. Se creează o secțiune și pot aici, în loc să văd tot 3D-ul, să mă uit la secțiunea 5. Și atunci văd doar bucata din acea secțiune. Poate ajuta Nu mult. mai știu dacă nu face. Adică extreme normal. După aceasta de vreo 7 ani. Ba, făcea și el, dar nu mai crea o secțiune Făcea de separată. două pliguri atunci. Nu. Este și la arhitectură exact comanda asta era separată. Acum pe ea și De asemenea, a existat. aș vrea să vă mai arăt o treabă. Puteți lucra pe bază de desene. Deci eu dacă acum vreau să lucrez cu parterul și să nu văd tot ce e aici, dar în 3D să văd, puteți controla la nivel de fereastră ce anume vedem. Deci pot, de exemplu, aici să văd două niveluri. Deci să nu văd decât... Aici am foarte multe desene. Să scot radierul și subsolul. Da, deci tot ce selectez în zona asta se limitează la fereastra aceasta. Deci aici o să văd mai puține, iar în plan, la fel, pot să o limitez doar la cei de interes. Și atunci îl ajut pe program, dar mă ajut și pe mine, că dacă am elemente defazate pe verticală, să nu le selectez. Și aici să văd doar parterul. Deci aici am curat ca și cum aș lucra doar în parter, se și vede din selecție. Că dacă selectez e doar vorba de parter, deci e o reprezentare destul de curată, mai ales la o clădire care are jocuri, o retragere și așa mai departe ajută, dar și în 3D văd cum vin elementele sau în elevații îmi activez numai ce doresc. E un buton aici care face treaba asta, selecția de desene.